Toate localitățile din Republica Moldova au curent electric după pana masivă de ieri. Autoritățile spun că riscul deconectorilor rămâne mare dacă Rusia va continua să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei. Oamenii s-au speriat și azi, au pornit prin piață să-și facă stocuri de lumânări ca să nu rămână în beznă. Și generatoarele de curent electric se vând ca pâinea caldă. Magazinele din Chișinău aproape că și-au epuizat stocurile și au vânzări record. De ce doriți neastră? O candelă la bază de ulei, ai pus ulei, ai făcut un muc, cum spune eu înainte, din vată și o aprinzi când e mai convenabil, nu numai decât să aprinzi lumânarea. Ne așteptăm. Suntem pregătiți și fizic, moral și... M-am văzut mai rău. Eu m-am îngrijit și pentru mormântare am. Și câți am mormântat, pe toți am avut zăpas. Și lampă avem, și lumânări avem, când îmblam la biserică. Chiar sunt că suntem că ea stânge lumina, dar lumina nu s-o stângă. Dacă nu ea zice fabrica mea, să vă dau lumina la alții. Aș fi chiar câte lumeri, am ea merge că este ea. De un leu și 20 și de 2. Peste noapte, lumânările au devenit indispensabile pentru orice casă. S-au și scumpit cu până la 40%, dar oamenii tot cumpără să aibă și rezerve. Все связано с электричеством, все связано с газом, все связано с логистикой, которая подорожала. Самыми маленькими, самый выгодный вариант на сегодняшний, вот у нас есть вот эта свечка 36 часов. Стоимостью в розницу 3 лея. Generatoarele sunt o soluție mai sigură pentru cei care nu vor să stea pe întuneric în cazul unei avarii. Prețul pornește de la 6.000 de lei. La moment au rămas generatoare așa de putere medie, 6 kW, e benzină. Ce sunt cei care cumpără la dumneavoastră cel mai mult? Mai mult pentru domeniul casnic, pentru gospodării, pentru magazine mici, la puteri mai mici, așa, până la 10 kW. Un preț mediu asta e 20.000. Asta 5-6 kW. Asta sunt așa nou suficient să alimentăm un frigider, lumină, ceva consumator mai puternic, cum ar fi mașina spălată rufii. De când e cererea, a crescut însă și prețul generatoarelor, până acum cu cel puțin 20%.